Despre mântuire, de ce nu se pot mântui păgânii, mahomedanii și eretici? Despre erezii, despre cunoașterea adevăratei învățături creștine. Un cuvânt al Sfântului Ignatie Briancianinov din cartea Scrisori către Mireni. Ce priveliște vrednică de tânguire amară sunt creștinii care nu știu în ce constă creștinismul. Iar această priveliște se înfățișează acum aproape neîncetat privirilor. Acestea sunt mângâiate doar rare ori de priveliștea contrară, care negreșit e mângâietoare. Rare ori pot, în gloata cea numeroasă a celor ce își dau numele de creștini, să se oprească asupra unora care sunt creștini și cu numele și cu fapta. Îmi puneți din nou următoarea problemă. De ce să nu se mântuiască, îmi scrieți, păgânii, mahomedanii și așa numiții eretici? Între ei sunt oameni cu o mare bunătate. Ai da pierzării pe acești oameni atât de buni, ar fi un lucru potrivnic milostivirii lui Dumnezeu. Da, aceasta ar fi un lucru potrivnic chiar și rațiunii omenești sănătoase. Iar ereticii sunt creștini și ei. A te socoti pe tine însuți mântuit, iar pe membrii celorlalte confesiuni pierduți, este un lucru nebunesc și extrem de trufaș. Mă voi strădui să vă răspund cât mai pe scurt, ca multă agreire să nu vateme limpezimea expunerii. Creștinilor, voi judecați despre mântuire, dar nu știți ce e mântuirea. Nu știți de ce au oamenii nevoie de ea. În fine, nu-L știți pe Hristos, singurul nostru mijloc de mântuire. Iată adevărata învățătură despre aceasta, învățătura Sfintei Biserici Sobornicești. Mântuirea stă în recăpătarea împărtășirii cu Dumnezeu. Tot neamul omenesc a pierdut această împărtășire prin căderea protopărinților. Tot neamul omenesc este o tagmă de ființe pierite. Pierirea este partea tuturor oamenilor, atât a celor îmbunătățiți, cât și a răufăcătorilor. Ne zămislim în fără de lege, ne naștem în păcat. Mă voi pogorâ în iad la fiul meu plângând, grăiește Sfântul Patriarh Iacov, despre sine și despre Sfântul său fiu, Iosif cel feciorelnic și prea frumos. S-au pogorât la iad după încheierea pribegiilor pământești nu numai păcătoșii, ci și drepții Vechiului Testament. Iată puterea faptelor bune omenești, iată prețul virtuților firii noastre căzute. Pentru a reface împărtășirea omului cu Dumnezeu, altfel spus, pentru mântuire, era neapărată nevoie de răscumpărare. Răscumpărarea neamului omenesc a fost săvârșită nu de un înger, nu de un arhanghel, nu de vreo altă ființă din ființele înalte, dar mărginite și zidite. A fost săvârșită de însăși Dumnezeu cel nemărginit. Patimile, pătimirile, partea neamului omenesc, au fost înlocuite de pătimirea lui. Lipsurile meritelor omenești au fost acoperite de vrednicia lui cea nemăsurată.
toate faptele bune omenești, care sunt neputincioase și se pogoară în iad, au fost înlocuite de o singură faptă bună puternică: credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul a fost întrebat de către iudei: ce să facem ca să lucrăm lucrurile lui Dumnezeu? Domnul le-a răspuns: acesta este lucrul lui Dumnezeu, să credeți în Cel pe care L-a trimis El. O singură faptă bună ne trebuie pentru mântuire: credința. Însă credința se arată prin fapte. Prin credință, doar prin credință putem intra în împărtășirea cu Dumnezeu, cu mijlocirea tainelor dăruite de către El. Degeaba, în chip greșit, gândiți și spuneți că păgânii și mahomedanii, care sunt oameni buni, se vor mântui, adică vor intra în împărtășire cu Dumnezeu. Degeaba vă uitați la concepția contrară acestea ca la o inovație, ca la o rătăcire strecurată în învățătura bisericii. Nu! Aceasta este învățătura dintotdeauna a bisericii cele adevărate, atât a Vechiului cât și a Noului Testament. Biserica a mărturisit dintotdeauna că unul singur este mijlocul de mântuire, răscumpărătorul. Ea a mărturisit dintotdeauna că până și cele mai mari virtuți ale firii căzute se pogoară în iad. Dacă drepții adevăratei biserici, luminătorii din care lumina Duhul Sfânt, prorocii și făcătorii de minuni, care credeau în răscumpărătorul ce avea să vină, dar care s-au săvârșit în această viață înaintea venirii Lui, dacă aceștia s-au pogărât în iad, cum vreți ca păgânii și mahomedanii, care nu l-au cunoscut pe răscumpărătorul și nu au crezut în El, să primească pentru faptul că vi se par dumneavoastră oameni de treabă mântuirea, pe care ne-o aduce un singur mijloc, unul singur, repet, care este credința în răscumpărător. Creștinilor, cunoașteți-L pe Hristos. Înțelegeți că nu-L cunoașteți, că v-ați lepădat de El, socotind că mântuirea este cu putință fără El, pentru nu știu ce fapte bune. Cel ce crede că te poți mântui fără credința în Hristos, se leapădă de Hristos și, poate fără să-și dea seama, cade în păcatul greu al hulei împotriva lui Dumnezeu. Socotim, grește Sfântul Apostol Pavel, că prin credință se va îndreptăți omul, fără faptele legii, iar dreptatea lui Dumnezeu vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred, căci nu este deosebire, pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, îndreptățindu-se în dar cu harul Lui, prin răscumpărarea cea în Hristos Iisus. Veți replica: Sfântul Apostol Iacov cere neapărat fapte bune. El învață că credința fără fapte este moartă. Cercetați ce anume cere Sfântul Apostol Iacov. Veți vedea că el cere, la fel ca toți creitorii de Dumnezeu insuflați ai Sfintei Scripturi, faptele credinței, nu faptele bune ale firii noastre căzute. El cere credință vie, mărturisită prin faptele omului celui nou. Nu faptele bune ale firii căzute, ce sunt potrivnice credinței. El citează o faptă a patriarhului Avram, faptă din care s-a vădit credința dreptului. Este vorba de aducerea ca jertfă lui Dumnezeu a propriului fiu unul născut. Adjunghia fiul ca să-l jertfești nu este nici de cum o faptă bună potrivit firii omenești. Aceasta este o faptă bună ca împlinire a poruncii lui Dumnezeu, ca faptă a credinței. Uitați-vă bine în Noul Testament și în deopște, în toată Sfânta Scriptură, veți găsi că aceasta cere împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Că această împlinire este numită fapte, că în urma acestei împliniri a poruncilor lui Dumnezeu, credința în El devine vie, fiind lucrătoare,
Fără aceasta, ea este moartă, fiind lipsită de orice mișcare. Și dimpotrivă, veți găsi că faptele bune ale firii căzute, care vin din simțuri, din sânge, din porniri și din simțăminte gingașe ale inimii, sunt oprite și lepădate. Iar dumneavoastră, tocmai prăpăditele astea de fapte bune vă plac la păgâni și la mahomedani. Pentru ele, chiar dacă sunt însoțite de lepădarea lui Hristos, ați vrea să le dați mântuirea. Ciudată este părerea dumneavoastră despre rațiunea sănătoasă. De unde și până unde, cu ce drept o găsiți în dumneavoastră? Dacă sunteți creștini, ar trebui să aveți despre aceasta o concepție creștinească, nu alta, samavolnică sau luată de nu știu unde. Evanghelia ne învață că prin cădere am dobândit rațiunea cea cu nume mincinos, că rațiunea firii noastre căzute, oricare ar fi valoarea ei naturală, la orice treaptă de sofisticare ar fi ajuns prin eruduția lumească, păstrează valoarea pe care o dă căderea. Rămâne rațiune cu nume mincinos. Trebuie să o lepădăm, trebuie să ne încredințăm călăuzirii credinței. Sub această călăuzire, la vremea potrivită, după nevoințe însemnate în buna credință, Dumnezeu îi dăruiește robului său credincios înțelegerea adevărului, altfel spus, rațiunea duhovnicească. Această rațiune poate și trebuie recunoscută ca rațiune sănătoasă. Ea este credința cea adeverită pe care Sfântul Apostol Pavel a descris-o atât de bine în capitolul 11 al epistolei sale către evrei. Temelia rațiunii duhovnicești este Dumnezeu. Pe această piatră tare se zidește ea și de aceea nu se clatină și nu cade. Iar rațiunea sănătoasă de care vorbiți dumneavoastră, noi creștinii o socotim rațiunii atât de bolnavă, atât de întunecată și rătăcită, încât vindecarea ei nici nu se poate săvârși altfel decât prin tăierea cu sabia credinței tuturor cunoștințelor care o alcătuiesc și prin lepădarea ei. Iar dacă am recunoaște ca pe un oarecare temei șubred, tulbure, pururea schimbător, drept sănătoasă, atunci ea, sănătoasă cum este, negreșit îl va lepăda pe Hristos. Lucrul acesta este dovedit de experiență. Și ce vă spune rațiunea dumneavoastră sănătoasă? Că a recunoaște pierzarea oamenilor buni care nu cred în Hristos este ceva contrar ei, mai mult decât atât. Că această pierzare ar fi potrivnică milostivirii unei ființe atot bune ca Dumnezeu. Bineînțeles, ați avut descoperire de sus despre acest lucru, despre ceea ce este potrivnic și ceea ce nu este potrivnic milostivirii lui Dumnezeu? Nu. Nu? Dar rațiunea dumneavoastră sănătoasă arată asta. A, rațiunea dumneavoastră sănătoasă. Și totuși, cu rațiunea dumneavoastră sănătoasă, de unde ați scos că puteți, cu propria minte omenească, mărginită, să înțelegeți ce este potrivnic și ce nu este potrivnic milostivirii lui Dumnezeu? Dați-mi voie să îmi rostesc gândul. Evanghelia, altfel spus învățătura lui Hristos, altfel spus Sfânta Scriptură, altfel spus Sfânta Biserică Sobornicească, ne-au descoperit tot ce se poate cunoaște, tot ce poate cunoaște omul despre milostivirea lui Dumnezeu, care covârșește orice filozofare, orice înțelegere omenească, care este de neajuns pentru ele. Zadarnică este trufia minții omenești atunci când încearcă să-L hotărnicească pe Dumnezeu, cel fără hotar, când încerce să-i explice inexplicabilul, să supună judecății sale pe cine? Pe Dumnezeu. O asemenea întreprindere este o întreprindere satanică. Tu, care îți dai numele de creștin și nu știi învățătura lui Hristos, dacă din această învățătură cerească, harică, nu ai învățat că Dumnezeu
E de nepătruns cu mintea. Du-te la școală, ascultă ce învață copiii acolo. Profesorii de matematică le explică, vorbind despre teoria infinitului, că aceasta, ca mărime infinită, nu se supune legilor cărora le sunt supuse mărimile finite, numerele, că rezultatele lui pot fi cu desăvârșire opuse rezultatelor numerelor. Iar tu, vrând să statornicești legi lucrării milostivirii lui Dumnezeu, zici, asta se potrivește cu ea, asta este potrivnic ei. Ea se potrivește sau nu cu rațiunea ta sănătoasă, cu concepțiile și senzațiile tale. Oare din asta reiese că Dumnezeu este obligat să înțeleagă și să simtă așa cum înțelegi și așa cum simți tu? Ori tocmai asta cer tu de la El. Iată un lucru cât se poate din echipzuit și întru totul trufaș. Așadar, nu învinui judecățile bisericii de lipsă, de lipsă a bunului simț și a smereniei. Așadar, nu învinui judecățile bisericii de lipsă a bunului simț și a smereniei. Acesta e neajunsul tău. Ea, Sfânta Biserică, nu face decât să urmeze neabătut învățăturii lui Dumnezeu despre lucrările lui Dumnezeu, pe care i-a descoperit-o Dumnezeu însuși. O urmează ascultători toți fiii ei cei adevărați, luminându-se prin credință, călcând în picioare rațiunea îngânfată care se ridică împotriva lui Dumnezeu. Credem că putem ști despre Dumnezeu numai ceea ce Dumnezeu a binevoit să ne descopere. Dacă ar fi o altă cale către cunoașterea de Dumnezeu, o cale pe care să o curăim minții noastre prin propriile puteri, nu ne-ar fi fost dăruită dumnezeiasca descoperire. Ea ne-a fost dată pentru că avem neapărat nevoie de ea. Așadar, deșarte și mincinoase sunt interpretările proprii și rătăcirea minții omenești. Spuneți, ereticii sunt o creștin. De unde ați mai scos-o și pe asta? Numai un om care își dă numele de creștin, fără să știe nimic despre Hristos, se va socoti în adâncul neștiinței sale creștin de același fel ca ereticii și nu va deosebi sfânta credință creștinească de odraslele blestemului. Ereziile hulitoare de Dumnezeu, altfel judecă despre aceasta creștini adevărați. Numeroase cete de sfinți au primit cununa mucenicească, au ales mai degrabă cele mai cumplite chinuri, închisoarea, surghiunul, decât să se învoiască a avea împărtășire cu ereticii în învățătura de Dumnezeu hulitoare a acestora. Biserica sobornicească a socotit dintotdeauna erezia un păcat de moarte. A socotit dintotdeauna că omul, molipsit de cumplita boală ereziei, este mort sufletește, străin de har și de mântuire, părtaș al diavolului și al pierzării acestuia. Erezia e un păcat al minții. Erezia este un păcat mai mult diavolesc decât omenesc. Ea este fiica diavolului, născocirea lui, necredință apropiată de închinarea la idol. Părinții numesc de obicei închinarea la idol necredință, iar erezia rea credință. În închinarea la idol, diavolul primea cinstire ca un Dumnezeu de la oamenii orbiți, iar prin erezie îi face pe oamenii ce obercăie părtași ai păcatului său de căpetenie, hula împotriva lui Dumnezeu. Iisus Hristos, Hristos Sfânt, Deu Patrosamit. Cine va citi cu luarea minte actele sinoadelor ecumenice, se va convinge cu ușurință că ereticii au un caracter cu totul satanic.
Va vedea cumplita lor fățărnicie, trufia lor cea nemăsurată. Va vedea purtarea lor alcătuită din minciună necontenită. Va vedea că ei sunt dedați la tot felul de patimi josnice. Va vedea că ei, atunci când le stă în putere, nu se dau înlături de la cele mai cumplite fără de lege. Deosebit de grăitoare în această privință este ura lor cea neîmpăcată față de fiii bisericii adevărate și setea de sângele lor. Erezia este unită cu împietrirea inimii, cu o cumplită întunecare și vătămarea minții. Se ține cu îndărătnicie în sufletul molipsit de ea și greu este pentru om să se vindece de această boală. Orice erezie cuprinde hulă împotriva Duhului Sfânt. Ea hulește fie dogma Sfântului Duh, fie lucrarea Sfântului Duh, dar neapărat îl hulește pe Sfântul Duh. Esența oricărei erezii este hula împotriva lui Dumnezeu. Sfântul Flavian, patriarhul Constantinopolului, care a pecetuit cu sângele său mărturisirea credinței adevărate, a rostit hotărârea sinodului local de la Constantinopol împotriva ereziarhului Eutihie în cuvintele următoare. Eutihie, până acum preot și arhimandrit, a fost dat în vileag pe deplin atât de faptele lui în trecut, cât și de lămuririle lui de acum, că este părtaș rătăcirilor lui Valentin și Apolinarie, că urmează cu îndărătnicie hulei lor împotriva lui Dumnezeu, cu atât mai mult cu cât nici măcar n-a băgat de seamă sfaturile și povețile noastre spre primirea învățăturii cele sănătoase. Drept aceea, plângând și suspinând pentru pieirea lui cea desăvârșită, vestim în numele Domnului nostru Iisus Hristos că El a căzut în hulă împotriva lui Dumnezeu, că este lipsit de tot ținul preoțesc, de împărtășirea noastră și de cârmuirea mănăstirii sale, dându-le de știre tuturor celor ce vor sta de vorbă cu El sau vor merge la El de acum înainte că vor fi supuși a fariseilor. Această hotărâre este un model al părerii generale a Bisericii Sobornicești despre eretici. Această hotărâre a fost recunoscută de toată biserica și întărită de sinodul ecumenic de la Calcedon. Erezia lui Eutichie stătea în aceea că el nu mărturisea în Hristos după întrupare două fii, așa cum mărturisește biserica, ci recunoștea doar singură firea dumnezeiască. Veți spune, și atât? Asta e toată vina lui? Caragios, prin lipsa lui de cunoaștere adevărată și cumplit de jalnică, prin miezul și urmările sale, răspunsul dat de oarecare persoană suspusă, investită cu puterea acestei luni, e vorba de Sfântul Împărat Constantin cel Mare. Sfântul Alexandru, patriarhului Alexandriei, cu privire la erezia ariană, persoană cu pricina îl sfătuiește pe patriar să păstreze pacea, să nu stârnească gâlceavă, care este atât de potrivnică duhului creștinismului, din pricina unor cuvinte. Scrie că el nu găsește nimic condamnabil în învățătura lui Arii, ci doar anumită deosebire în modul de exprimare. Acest mod de exprimare în care nu este nimic condamnabil, observă istoricul Fleurii, respinge dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos. Numai atât. Așadar, dărâmă toată credința creștină. Numai atât. Remarcabil este faptul că toate ereziile din vechime, sub felurite măști schimbătoare, năzuiau spre un singur scop. Ele respingeau dumnezeirea cuvântului și răstălmăceau dogma întrupării. Cele mai noi se străduie în primul rând să respingă lucrările Sfântului Duh cu hule îngrozitoare. Ele au lepădat dumnezeiasca liturghie, toate tainele, toate lucrările în care biserica sobornicească a recunoscut dintotdeauna lucrarea Sfântului Duh. Ele numesc lucrările acestea rânduieli omenești, ba chiar și mai obraznic, superstiție, rătăcire. Bineînțeles, în erezie nu vedeți nici tâlhărie, nici hoție, poate doar pentru că nu o socotiți păcat. În ea este lepădat Fiul lui Dumnezeu. În ea este lepădat și hulit Duhul Sfânt. Numai atât. Cel care a primit și ține o învățătură hulitoare de Dumnezeu, cel ce rostește hulă împotriva lui Dumnezeu, nu tâlhărește, nu fură, chiar face
faptele cele bune ale firii căzute. Cum poate Dumnezeu să-i refuze mântuirea? Toată pricina ultimei dumneavoastră nedumeriri, ca și a tuturor celorlalte, este profunda necunoaștere a creștinismului. Să nu credeți că această necunoaștere este neajuns de mică însemnătate. Nu. Urmările ei pot fi pierzătoare mai ales acum, când în societate circule nenumărate cărticele cu titlul creștin, dar cu învățătură satanicească. Neștiind adevărata învățătură creștină, puteți primi un gând mincinos, hulitor de Dumnezeu, drept adevăr. Vi-l puteți însuși, iar odată cu el vă veți însuși și pierzarea veșnică. Hulitorul de Dumnezeu nu se va mântui. Acele nedumeriri pe care le-ați exprimat deja în scrisoarea dumneavoastră sunt niște vrăjmași cumpliți ai mântuirii dumneavoastră. Miezul lor este lepădarea de Hristos. Nu vă jucați cu mântuirea dumneavoastră. Nu vă jucați. Altfel veți plânge veșnic. Îndeletniciți-vă cu citirea Noului Testament și a Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe, nu a Terezelor, nu a Franciscilor și a celorlalți smintiți apuseni pe care biserica lor eretică îi dă drept sfinți. Cercetați la Sfinții Părinți ai Bisericii Ortodoxe. Cum trebuie înțeleasă corect Scriptura? Ce fel de viețuire, de gânduri și simțăminte se cuvine să aibă creștinul? Pornind de la Scriptură și de la credința vie, să-L cercetați pe Hristos și să cercetați creștinismul. Înainte de a veni ceasul cel înfricoșător, în care vă veți înfățișa lui Dumnezeu spre a fi judecat, dobândiți îndreptățirea pe care El o dă în dar tuturor oamenilor prin creștinism. Amin. Amin.